Salut, eu sunt Derek și în această minunată zi de 1 mai îți aduc Weekly Fix. Sprite prezintă Weekly Fix. A apărut primul trailer pentru Venom. Tom Hardy este Eddie Brock și va deveni popularul simbiot Venom bazat pe benzile desenate Marvel. Alături de el îl vom vedea și pe Ryan Scott, Michelle Williams și Woody Harrelson. Venom va debuta pe marile ecrane din 5 octombrie. Tocmai au fost anunțate jocurile lunii mai pentru abonații PlayStation Plus și Xbox Games with Gold. Abonații PlayStation Plus se vor putea bucura luna aceasta de Beyond Two Souls, Rayman Legends, Risen 3, Titan Lords, Eat Them, King Oddball și Firmament. În schimb, fanii Xbox vor putea descărca gratuit Super Mega Baseball 2, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, Sega Vintage Collection Streets of Rage și Vanquish. Studioul din spatele Firewatch, Campo Santo, a fost achiziționat de Valve. Știrea vine de pe pagina oficială a studioului, unde este menționat că cei 12 angajați își vor păstra joburile și vor continua producția la noul lor proiect, In the Valley of Gods. Jocul Battle Royale Darwin Project a devenit free-to-play pe Steam din 20 aprilie. Darwin Project a fost lansat via Steam Early Access și Xbox Game Preview la începutul lui martie la prețul de $15, dar, conform Scavenger Studio, nu s-au adunat destui jucători pentru a umple serverele. Dacă pe PC jocul este disponibil acum gratuit, pe Xbox One își păstrează încă prețul. Jucătorii care au achiziționat deja contracost Darwin Project vor primi mai multe obiecte in-game în inventar. Ashland University caută să strângă cei mai buni jucători de Fortnite Battle Royale și oferă și o bursă pentru asta. Universitatea din Ohio va adăuga popularul joc în programul său eSports și caută cei mai buni jucători să îi se alăture. Din program mai fac parte și League of Legends, Overwatch, CSGO și Rocket League. Bursa va plăti $4,000 din cei 31.000 care reprezintă taxele școlare pe care le are de plătit un student. Comisia Belgiană de Gaming a decis că unele lootbox-uri sunt ilegale după ce și Olanda a luat o decizie similară. Ministrul Justiției Cohen Jeans a declarat că lootbox-urile din jocuri precum FIFA 18, Overwatch și Counter-Strike Global Offensive sunt considerate jocuri de noroc. Dacă dezvoltatorii nu le vor scoate din joc, vor putea fi amendați cu până la 800.000 de euro și cu până la 5 ani de închisoare. Peter Parker va avea un costum inspirat din The Avengers Infinity War. Pe blogul PlayStation au fost prezentate costumele din pachetul de precomandă pe care Spider-Man le va avea la dispoziție în noul joc. Noul Spider-Man este programat să apară pe 7 septembrie pe PlayStation 4. Yeah, definitely a keeper. Dungeon Run-ul din Kobolds and Catacombs se întoarce în noua expansiune Hearthstone The Witchwood. Intitulat Monster Hunt, modul single player va avea 4 noi eroi și peste 135 de cărți. Dacă reușești să înfrunți toți monștrii din Witchwood cu toți cei 4 eroi, vei putea să o înfrunți pe vrăjitoarea Hagatha și să câștigi cardback-ul Monster Hunter. Vei putea afla mai multe informații despre Witchwood direct de la sursă de la lead designerul Hearthstone Dave Kozak pe IGN.com. Bethesda a anunțat că Wolfenstein 2 The New Colossus va ajunge pe Nintendo Switch pe 29 iunie. Versiunea de Switch a jocului va costa $60 și va fi portat de Panic Button, compania care s-a ocupat de portările pentru Doom și Rocket League. Take freedom away from the American people, you're playing with fire. And I intend to pour some gasoline. Popularul joc The Witcher va fi transformat într-un serial pe Netflix și este programat de lansare în 2020. Serialul va avea 8 episoade și se va inspira din romanele lui Andrei Sapkowski, acesta având rol de consultant în cadrul seriei. Fiecare episod va avea în jur de o oră, iar filmările vor avea loc în Europa de Est. Din nefericire, CD Projekt Red nu va fi implicat în acest proiect. Săptămâna asta, la pe scurt, avem trailere pentru Destiny 2 Warmind. They sought to create peace for all humanity, which is ironic because they also built Rasputin. The single most powerful weapon in the solar system. Just in Time Incorporated. You can't afford to be uninsured. So, why not go with the best in the business? Just in Time Incorporated. Death prevention insurance, done right. Tacoma. How's yours look, baby? Voltage adapter in place. Ready to rock. Hit it. Strange Brigade. An unspeakable evil was bedded. Deliberately and methodically erased from ancient Egyptian history. Și Lego Marvel Super Heroes 2 Infinity War.
Ca de obicei, le găsești în întregime pe site-ul IGN România sau în descrierea emisiunii pe YouTube. Aici se încheie fixul de săptămâna asta. Dacă ți-a plăcut, dă click pe logo pentru subscribe sau uită-te la una din recomandările noastre. Salut! Sprite v-a prezentat WeFX.